Statul va plăti 15,7 milioane de lei pentru auditul datoriei pe care o are Moldova Gaz față de Gazprom pentru gazele livrate consumatorilor de pe malul drept al Nistrului. Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Agenției Proprietăți Publice, cele două companii străine, una din Marea Britanie și alta din Norvegia, care vor face verificările, s-au obligat să livreze rezultatul până în 30 ianuarie 2023. Contactați de TV6 pentru a oferi detalii la acest subiect, cum ar fi când își vor începe companiile lucrul, atât conducerea APP cât și responsabilii de relația cu presa nu au răspuns la apelurile și mesajele noastre. Potrivit informațiilor de pe site-ul oficial al Agenției Proprietății Publice, contractul semnat cu cele două companii străine prevede achiziționarea serviciilor de audit financiar și juridic al datoriei Moldova Gaz către Gazprom. Am telefonat mai mulți reprezentanți din conducerea APP pentru alte detalii la acest subiect, dar nici directorul general Eugeniu Cozonac, nici adjuncții săi și nici responsabilii de la relația cu presa nu au răspuns la apelurile și mesajele noastre. Între timp, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, ne-a declarat că urmează ca instituția să conlucreze cu auditorii pentru a obține finalitate până la termenul stabilit de 30 ianuarie anului 2023. Vom conlucra cu auditorii ca în termen maxim cât mai repede, operativ, să avem rezultate, finalitatea acestuia și respectiv să procedem la semnarea unui acord de reglementare a datoriilor, așa cum este fixat în protocol din 29 octombrie anul trecut. Întrebat dacă există riscul să rămâne fără gaz, Vadim Ceban ne-a mai spus că a cerut de la Gazprom extinderea termenului de achitare a datoriilor pentru semestrul 4, însă până la ziua de astăzi instituția nu a primit niciun răspuns. Am solicitat extinderea termenului de achitare a acestor plăți pentru semestrul 4, anume pentru plată pentru august și septembrie. Mai mult nu pot comenta. L-am contactat pe ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepremierul Andrei Spânu, dar și pe purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, pentru a întreba dacă guvernul urmărește subiectul privind auditul datoriei la Moldova Gaz și dacă au avut loc discuții cu APP despre verificări, dar aceștia nu au răspuns la apelurile și mesajele noastre. Potrivit comunicatului emis de APP, companiile care se vor ocupa de calcule au fost selectate prin negocieri directe. Amintim că acordul din octombrie 2021 dintre Moldova Gaz și Gazprom conține o clauză ce prevede auditarea datoriei istorice pentru gazul natural consumat, estimată din partea rusă la 709 milioane de dolari, inclusiv penalități. Procedura a rămas nemișcată însă după începutul războiului din Ucraina.